Vă salut și în această seară cu pacea Domnului Iisus Hristos și vă spun un bun venit la Iacov Israel, de aici de unde cuvântul lui Dumnezeu pornește către casele dumneavoastră. Este o bucurie pentru noi că putem să fim împreună. Mă uitam pe mesaje, îl văd și pe fratele meu Emanuel Emi, care este în Germania, ne urmărește de acolo. Emanuel, Dumnezeu să te binecuvânteze și să-ți ofere sănătate, să te întorci acasă și să spui mărturia de aici, de la Iacov Israel, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Fii tare, suntem lângă tine, vom striga la Dumnezeu pentru viața ta. Domnul să te binecuvânte, fratele meu Emi. Oameni buni, este o bucurie pentru că suntem în această seară să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Este un mesaj pe care ar trebui toți dintre noi să-l ascultăm și să ne punem viețile în rânduială, pentru că este un timp scurt de aici înainte, ne-am apropiat de final, am intrat în linie dreaptă. Ne apropiem cu pași repezi de clipa revenirii Domnului Iisus Hristos și noi încă tot nepregătiți suntem. Vă spuneam că îmi place să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că veghează. Îngerii lui fac de strajă împrejurul vieților noastre, familiile noastre. Dacă totul este în ordine, da, bunătatea și mila lui Dumnezeu s-a întins peste noi și nu putem decât să strigăm din toată inima: mulțumesc, Tată! Aș vrea să fac din nou apel pentru fratele nostru Emanuel, care joi va intra în operație. Dumnezeu s-a îngrijit, da, am făcut săptămâna trecută apel pentru ca cineva, dacă poate, să ajute cu cazare. Dumnezeu s-a îngrijit înainte ca noi să ne mișcăm așa de repede. Domnul s-a mișcat foarte repede și fratele nostru este cazat în apropierea, dar la 20-30 de kilometri de locul unde va fi operat, de spitalul acela. Aș vrea să-l purtăm în rugăciune și notați-vă încă două nume împreună cu fratele Emanuel. Deci pe fratele Emanuel să-l purtăm în rugăciune, joi va fi operat, da? Și credem din toată inima că Dumnezeu va fi cu el, operația va decurge bine și se va întoarce acasă și îl vom aștepta aici să ne spune experiența vieții lui. La final o să ne rugăm și vreau să amintesc și pe Emanuel. Vă rog din nou să vă rugați și pentru fratele acesta, presbiter din Spania. Am primit mai multe, mi s-a spus mai multe despre dânsul. A fost diagnosticat cu o boală gravă, mielom multiplu, din câte am înțeles. Nu este bine. Vă chem în numele Domnului Iisus Hristos să strigăm pentru omul acesta, să ne unim, să facem front comun, să-l punem pe lista noastră de rugăciuni și să strigăm la Dumnezeu pentru viața lui. Un frate credincios, aproximativ 50 de ani, la final ne vom ruga și pentru dânsul. Și mai am un prieten foarte, foarte bun, care am aflat că se află într-o situație critică, doar Dumnezeu poate să facă ceva și pentru fratele acesta. S-au strâns multe, multe. Cancerul este o boală nemiloasă și necruțătoare care nu prea iartă pe nimeni. De aceea vă rog să-l puneți pe lista de rugăciune și pe fratele nostru Mircea și strigați la Dumnezeu pentru viața lui. Deci avem trei frați pe care aș vrea să-i amintim în rugăciuni. Înainte să intru în subiect, aș vrea să mai fac un apel pentru cartea aceasta care mi este foarte dragă și cred din toată inima că multe suflete se vor trezi și se vor întoarce la Dumnezeu. Scapă-ți viața! Scapă-ți viața! O carte foarte, foarte bună, adevăr prezent. Hrană foarte, foarte bună pentru timpul acesta. Practic sunt cele trei solii îngerești. Cartea costă 0,65 de bani. Așadar, toți care sunteți chemați și aveți pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, nu pregetați să mă sunați sau să înscrieți, să ne unim și să facem încă 50.000 de cărți. Da? Cele 50.000 de cărți s-au achitat, deci s-au strâns banii pentru 50.000 de cărți. Urmează să mergem mai departe, pentru că, așa cum vă spuneam, nu știu cât va mai ține și cu tipografiile acestea și vor mai tipări aceste cărți. Nu știu.
dar încă Dumnezeu mai ține vânturile acestea, pentru ca și în România să ajungă cărțile acestea în mâinile celor doritori de mântuire. Așadar, cartea costă 0,65 de bani. Cu 0,65 de bani poți câștiga un suflet, o stea în coroana ta. Săptămâna trecută vă spuneam de fratele pastor Ted Wilson, de că în Africa de Sud un frate de la conferință, un pastor, da, de la conferință, a fost arestat împreună cu președintele, la fel, președintele conferinței din țara, nu mai știu cum se numea țara aceea. Dumnezeu a lucrat minunat și au fost eliberați. Deci acesta este Dumnezeul nostru. Vă mulțumesc din toată inima tuturor care v-ați rugat pentru frații noștri. Din câte am înțeles, o prigoană mai aprigă a început în China acum. Avem 11 frați care sunt deja arestați acolo. Vă chem în numele Mântuitorului nostru. Uniți-vă în rugăciune și strigați pentru oamenii aceștia care suferă pentru Dumnezeu. Va veni și la noi. Va veni și la noi foarte curând. Grupa Iacov Israel a avut probleme în Timiș, unde au fost. Îmi spuneau frații că una din mașini, frâna nu a mai funcționat, și dar numai mâna lui Dumnezeu a fost la lucru și a blocat acolo, ce a făcut roțile, și nu cu greutatea pe care o aveau, și nu au murit în accident. Dar Satan nu i-a lăsat, îmi spuneau frații acolo de la Iacov Israel, că pe la două noaptea s-a atins de un frate. Iar fratele acela i-a sunat pe toți frații, că erau cazați în trei case diferite, și s-au sunat între ei și au strigat la Dumnezeu pentru fratele acela care avea probleme. Au chemat salvarea și l-au dus la spital în Timișoara. Rugați-vă și pentru grupa Iacov Israel, care iese în față. Sunt probleme, da? Sunt probleme. Satan nu face nicio excepție cu noi. Ba, suntem chemați, oamenii sunt chemați la poliție, unde trebuie să dea o declarație, de ce au intrat aici, de ce au dat cărți, da? Dar oamenii sunt învățați, da? Lăudați să fie Domnul pentru acești frați care lucrează necontenit în via lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, așa cum spuneam, chiar dacă ne apropiem cu pași repezi de final, Domnul mai ține vânturile acestea ca să mai putem predica și pe internetul acesta. Și eu cred că nu la voia întâmplării este și internetul acesta. Bine, unii pot să-l folosească în mod greșit, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cei care îl folosesc doar pentru Dumnezeu, pentru a câștiga suflete pentru Dumnezeu. Evanghelia merge cu putere, prin televiziuni, prin internet, prin evangelizări, prin radio, peste tot. Îngerii lui Dumnezeu, da, cei trei îngeri, zboară către casele dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Mesajul din seara aceasta se numește Nemulțumirea duce la cădere. Nemulțumirea duce la cădere. Așadar, haideți să călătorim împreună în Scriptură și vă invit să deschideți cu mine în cartea Isaia, capitolul 14. Isaia, capitolul 14. Și voi citi de la versetul 12 până la versetul 15. Pagina 693. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-n noaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt.
dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai căzut? Cum ai putut să cazi de acolo, din slavă, de lângă Dumnezeu? Era comandantul oștirii îngerești, dirijorul corului. Îngerul acesta conducea oastea îngerească. Spiritul profetic spune că el dătea tonul. Câteva notele cânta el, iar apoi toți îngerii îl urmau în cor și slăveau pe Dumnezeu. Cum ai căzut de acolo? Cum? Ce te-a făcut să cazi de acolo? Ce nu ți-a convenit? D-ai ales ca să părăsești cerul. Oameni buni, citind în versetul 13, spune că tu ziceai în inima ta, ce zicea îngerul acesta? Mă voi sui în cer. Păi erai în cer. Unde să te mai sui dacă tu erai în cer? Îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus. Mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi fi ca cel prea înalt. Ai vrut să iei locul, să fii pe aceeași poziție cu Dumnezeu, tu, o creatură. Oameni buni, nemulțumirea duce la cădere. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui. Erai destul de sus. Numele lui, Lucifer. Dar din îngerul acesta plin de lumină, dirijorul corurilor îngerești, a devenit prințul întunericului, diavolul, Satan, împotrivitorul lui Dumnezeu. Ce l-a trântit jos? Nemulțumirea. El nu a fost mulțumit cu poziția pe care o avea. Obraznic, a vrut să fie mai presus. Mă, ce să fie Iisus Hristos mai mare ca mine, Fiul lui Dumnezeu? Cum să fie? Să fii pe aceeași poziție cu Dumnezeirea. Și a fost aruncat jos pe pământ. Aș vrea să vă spun ceva. De când a fost aruncat pe pământ, îngerul acesta, nemulțumitor, seamănă nemulțumire pe pământ. Și seamănă sămânța aceasta în cantitate uriașă. Pământul este plin, aproape, de nemulțumire. Doar copiii lui Dumnezeu, care sunt sinceri, se mulțumesc cu ce au. Dar majoritatea oamenilor după fața pământului sunt nemulțumiți. Iar nemulțumirea aceasta, să nu uitați, duce la cădere. Ea vine de la cineva, de la tatăl nemulțumirii, care este Satan, îngerul acesta care cândva se numea Lucifer. A căzut din cer, jos pe pământ. Aș vrea să vorbesc despre o altă cădere. Nu chiar atât de sus, o cădere puțin mai jos. Deschide Scriptura împreună cu mine. În cartea 2 Samuel, capitolul 11. Versetul 1 până la 4, pagina 335. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba, dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază spre seară,
David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus, este Batșeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el și el s-a culcat cu ea. După ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă. O altă cădere, oameni buni. Omul acesta nu mai cade de sus din împărăția cerurilor, ci omul acesta spune că se afla unde? Pe acoperișul casei, pe acoperișul palatului. Iar căzătura aceasta de acolo a fost aproape fatală. L-a costat foarte, foarte scump plimbarea aceasta pe acoperișul palatului. Spune Scriptura că pe vremea aceea era obiceiul ca împărații să meargă la război. Dar ce au zis ei, poporul lui Dumnezeu și sfetnicii aceia, nu mergi, să nu mergi cu noi, împărate, că tu ești lumina lui Israel și să nu mergi, ca nu cumva să se întâmple ceva și să rămânem fără tine. Mai bine stai acasă. Și David a prins imediat ideea aceasta și el a crezut că stând acasă, vrăjmașul nu are ce să-i facă și a lăsat garda jos. La Ierusalim nu sunt vrăjmași. Lăsând garda jos, pe când se plimba pe acoperișul casei, spune că și-a aruncat privirea dincolo de casa lui, peste gard, și a văzut o femeie care se scălda. Da, făcea baie femeia. Și imediat a poftit-o în ochii, în inima lui. A întrebat cine este femeia aceasta. Uitați-vă că îi se spune că femeia este căsătorită, nevasta lui Urie, fata lui Eliam, Batșeba, dar David nu mai ține cont de nimic. Deja păcătuise în inima lui și o vrea cu ardoare ca femeia aceasta să ajungă la el. Ajunge, se culcă cu ea, păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, iar ca să se ascundă păcatul, îl cheamă pe Urie și îl trimite la soție acasă. Soția fiind însărcinată, el trebuia să facă în așa fel să nu se știe că este copilul lui. Iar Urie nu vrea cu niciun chip să meargă să doarmă acasă. Împăratul îi dă să bea, îl îmbată ca omul acesta să meargă, să nu mai cunoască nimic. Dar e atât de curat omul acesta, Urie, că el nu vrea să intre în casa lui. Chiar dacă acea casă, casa pe care o avea împreună cu soția lui, era foarte aproape de palatul lui David. Spune, cum pot să fac lucrul acesta când soldații, frații mei, camarazii mei, sunt pe câmpul de luptă și eu să merg să mă culc cu soția mea? Cu niciun chip. Și alege, își pune jos acolo învelitoarea și se culcă pe învelitoarea aceea. Doamne, am stat și m-am gândit câtă răutate. Pe David nu-l mustră nimic, nimic. Dimineața când se trezește, îl vede acolo în ușă și imediat face o scrisoare, pune sigilul pe ea și îl trimite pe acest om și îl condamnă la moarte. Puneți-l pe Urie în locul cel mai deschis să moară și să nu mai trăiască. De ce, David? Ascunzi păcatul tău omorând omul acesta. De ce? Ioab primește scrisoarea, puneți-vă și dumneavoastră, uitați-vă prin ochii minții când primeșteți sulul acela, da, sigilat de la copilul acesta curat al lui Dumnezeu. Citește-l, privește în ochi pe Urie și știa că de acum încolo omul acesta trebuie să facă cumva să fie omorât. Chiar dacă a fost unul dintre vitejii lui David, David îl scoate la o parte. El trebuie să rămână cu soția lui. După ce Urie este omorât, vine prorocul Natan și îi spune o istorioară. Și David ascultă el și începe prorocul Natan. Spune că un sărac, o familie săracă, avea o mielușea.
Și mielușeau, era tot ce avea. Și ori de câte ori treceau la masă, mielușeaua aceasta mânca și din castronul lor și o iubeau ca pe copilul lor. Și bogatul care avea turme de oi, a venit la el un musafir, un oaspete, da, și un prieten. Și nu s-a îndurat să taie din multele oi pe care le avea și miei. Și a luat mielușeaua aceasta a săracului și a tăiat-o și a gătit-o să o mănânce cu prietenul lui. David s-a supărat așa de tare și a spus, este vrednic de moarte, condamna la moarte. Și să-i dea și patru miei, patru mielușei, pentru fapta care a făcut-o. Iar Nathan îi spune, tu ești acesta. David, tu ești acesta. Nemulțumitule, ai avut tot. Dumnezeu l-a luat de la oile acelea, pe când încă era un copilaș. L-a uns Samuel, omul lui Dumnezeu, a turnat un de lemnul acela peste el. Om după inima lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu în locul lui Saul. Toată viața Saul a căutat să-l omoare, să-l distrugă. A alergat mai tot timpul. S-a ferit toată viața de sulița aceea lui Saul. A fost un fugar pe pământ. Și Dumnezeu a fost împreună cu el. Și uitați-vă că omul acesta îl omoară pe Urie pentru a-i lua nevasta. A plătit scump, oameni buni, David. Patru mielușei, patru copii au murit. Și vă spun un lucru, poate că nu l-ați prins. Toată viața, David nu a mai avut nicio putere asupra copiilor lui, de când a făcut fapta aceea. Când Amnon își necinstește sora, citiți în Scriptură că David nu mai zice nimic. Măcar că Tamar plângea și, da, împăratul nu mai zice nimic. Ce să-i zică tatăl fiului, care fiul știa ce făcuse tatăl? Păi tu-mi vorbești? Tu care i-ai luat nevasta lui Urie și l-ai omorât și tu îmi dai mie sfaturi și David nu a mai zis nimic. A fost nemulțumit. Ajunsese într-o poziție înaltă. Iar după plimbarea aceea pe acoperișul casei, David cade. Iar căzătura aceasta era cât pe ce să-i fie fatală. Înainte să moară, poate că v-a scăpat din detaliul acesta interesant, Satan îl mai încearcă o dată. Da? Îl încearcă să-l trântească și de data aceasta. Și spune că îl luase frigul pe el. Îl luase frigul. Nu puteau să-i mai pună trei pături pe el acolo sau să stea soția lui cu el. Batșeba, nu. Și zice, sfeșnicii aceia, sfednicii, să se găsească o fată fecioară, ca să-l încălzească, să se culce la sânul lui și să se încălzească, să-l încălzească pe împăratul. Vedeți dumneavoastră? A fost încercat în ultima clipă a vieții lui și Biblia spune, și David nu a mai păcătuit și a învățat lecția. I-a părut rău de păcatul pe care l-a săvârșit și a plătit scump. Lucifer cade din cer, pe pământ. David cade după acoperișul casei. Vă voi povesti despre altcineva care a căzut puțin mai jos de acoperiș. Fapte, capitolul 20. Fapte, capitolul 20. Versetul 7 până la versetul 12. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus unde eram adunați, erau multe lumini.
și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binele în timpul lungei vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. După ce s-a suit, iarăși a frâmpâinat și înalt și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Eutih vorbea marele evanghelist, omul lui Dumnezeu, Pavel. Omul acesta care Dumnezeu făcea minuni prin el, omul acesta întemeietor de biserici, omul acesta care Duhul lui Dumnezeu era peste el, vorbea omul acesta, nu era nimeni ca el, învățat. Și băiatul acesta nu știu cum și-a găsit loc pe geam, nici în adunare, nici afară din adunare. Cu picioarele în adunare și corpul aproape pe geam, pe partea cealaltă. Și spune că el a adormit, așa cum mulți adorm astăzi în timpul serviciilor divine. Sunt mulți care dorm, dar nu sunt pe geam, ei sunt pe scaune. Și se trezesc când se termină prezentarea, predica, se trezesc și ei. Și Eutih, în loc să cadă în locul unde avea picioarele, că este normal corpul să... el cade dincolo. Aș vrea să vă spun că mulți sunt cu picioarele în casa lui Dumnezeu, dar inima și gândurile lor sunt dincolo, sunt afară. Iar omul acesta este un simbol ar tuturor acelora care spun că-L iubesc pe Dumnezeu și sunt cu corpul în biserică, iar cu mintea dincolo. Fetele lui Lot au ieșit din Sodoma, dar mintea lor și inima lor a rămas în Sodoma. Dovadă că nu după mult timp au făcut nelegiuirea aceea, deși a violat tatăl. Eutih. Sunt mulți frați astăzi care au nume de creștini. Nu am auzit pe nimeni să-l cheme Eutih. Avem nume de creștini astăzi. Dar suntem la fel ca tânărul acesta. Nemulțumirea duce la cădere. Tu nu știu pentru ce vii la adunare sau vin la adunare. Dacă vii doar să socializezi cu frații, să te simți bine, să... Da? Foarte curând vei cădea, iar căzătura ta va fi fatală. Dacă vii să te întâlnești cu Domnul, atunci ești cel mai câștigat. Poți avea viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nemulțumirea care duce la cădere. Aș vrea să vă spun că în timpul din urmă, nemulțumirea va fi ca o plagă pe întreg pământul. Așa cum vă spuneam, tatăl nemulțumirii este Satan, prințul acesta al întunericului, îngerul acesta căzut. Haideți să citim 2 Timotei, capitolul 3. Timotei, capitolul 3, versetul 1 și 2. Spune așa: să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine,
iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, atenție acum, nemulțumitori, nemulțumitori. Când în zilele din urmă. Nemulțumitori. Nemulțumiți față de corpurile pe care le au, bărbați și femei. Nemulțumiți de unghiile pe care le au, da, unghii false, roșii, albastre, negre, toate culorile, da, nu știu cum pot să le lipească și să le facă unghiile acelea lungi și tot felul de steluțe și se găsesc și la frați care se numesc creștini. Fardul acela care zace din abundență peste față, nemulțumiți cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Rimelul acela pe la ochi, fără gene, fără sprâncene, fără rujul acela aprins, mă, nu e frumos așa pe care, roșul acesta pe care ți l-a lăsat Domnul, așa, mă, trebuie să-l faci tu așa să se cunoască de la un kilometru, da? Nemulțumiți de culoarea ochilor. Nu-i place ochii pe care i-a dat Dumnezeu. Sunt oameni, femei, bărbați care și-au tatuat ochii cu fel și fel de culori și au rămas orbi. Cel care este înalt nu e mulțumit. Mă, dacă eram cu puțin mai jos, da? Uite că sunt de înalt, dar să uită lumea la mine. Mă, vede lumea mai... Da? Mă, dacă aveam două degete mai puțin, nemulțumit. Cel care e puțin mai scund, măi, dacă eram ca ăsta înalt, așa, și eu să pot să culeg din pom și să fac și... Da? Nemulțumiți. Surorile, cea care este mai plinuță, Doamne, toată înfometare și băi, sunt grasă, două, trei cântare, da, în fiecare zi, pe cântar, schimbă-i bateriile, nu e bun, pe altul, te mulțumiți. Cea care ar vrea să fie slabă, cea care este slabă, ar vrea să fie mai grăsuță acum și ea puțin, nu se poate așa slabă, slabă. Nemulțumiți! Dar când o boală vine peste tine, uiți de lucrurile acestea și ai vrea să o iei de la capăt. Cel care are și este bogat, este nemulțumit și acela care are față de acel care nu are, pentru că ar vrea să aibă mai mult, mai mult. Nemulțumiți! Săptămâna aceasta m-a sunat o soră, mai precis duminică. Sora ascultă prezentările de la Iacov Israel. A găsit și site-ul, da, pe internet, pe, da, pe YouTube, pe Google, pe... Și m-a sunat, chiar ne pregăteam să mâncăm, eram cu părinții toți, toată familia și un telefon din Prahova. Și să răspund, am răspuns. Sora îmi spune că de 10 ani tot încearcă să ia legătura cu ONG-urile acestea, să o ajute în problema pe care o are și nimeni nu-i răspunde la problema aceasta. Și s-a interesat dânsa dacă avem prezentări cu moarte, cu... Da. Și până la urmă sora îmi spune că ea vrea să întrerupă viața. Ce părere am despre așa ceva? Dar vrea să o facă într-un mod să nu afecteze pe cei, sar în fața mașinilor, să... civilizat. Înfometare agresivă. Și i-am spus, sora, deci nu să faci așa ceva. Viața este un dar de la Dumnezeu.
Iisus Hristos a venit ca să-ți ofere viață. Cum să faci așa ceva? E păcat înaintea lui Dumnezeu. Cum? Dar nu este corect dacă avem libertatea aceasta de la Dumnezeu și El ne lasă să fim liberi. De ce să nu fiu liberă? Păi, dar nu este a dumitale viața. Dătătorul este El. Cum să faci așa ceva? Și căuta să-mi spună că noi și așa murim. Și așa murim. Nu vedeți eurile acestea în alimente și decât să trăim o viață așa și bolile acestea care și... Da, mai bine mor decât să. Că în alte țări s-a aprobat eutanasierea. Și e normal, când vrei să întrerupi viața, o întrerupi. Și ascultam și... Rămâi blocat. Cum să faci ceva cu ce nu e al tău? Noi nu suntem ai noștri. A spus, puneți genunchiul jos. Ne vom ruga pentru dumneavoastră și vă chem în numele Domnului Iisus Hristos, rugați-vă și dumneavoastră pentru această soră. Are peste 40 de ani. Nu este în vârstă. Strigați la Domnul pentru viața ei. Am văzut că știa, cunoștea din Scriptură. I-am vorbit despre Mântuitorul meu. Nu știu ce a înțeles ea până la urmă, dar mă rog ca Domnul să-i facă lumină în mintea ei. I-am spus la final, mi-ar plăcea să primesc un telefon de la dumneavoastră și să-mi spuneți că ați terminat cu povestea aceasta urâtă și că sunteți aproape de Domnul și că a trecut visul acesta și episodul acesta. Și i-am spune că mai bine să ne întâlnim, ne vom întâlni în Împărăția lui Dumnezeu. Păi nu poți să te întâlnești dacă tu decizi să întrerupi tu viața. Nu se poate. Cel care a dat-o o poate lua. Nu tu. Sper că mă aude din nou. Fac apel la ea, din nou. Lăsați viața, că este un dar de la Dumnezeu. Și prețul pentru viața dumneavoastră a fost plătit de Mântuitorul nostru, a venit și a murit pentru viața dumneavoastră, ca dumneavoastră să trăiți, Doamnă. Nemulțumiți. Altul care are o boală ar vrea să mai trăiască și el. Și se prinde cu speranță, mă, poate... Mai trăiesc și eu câteva zile. Mă, nu acum, câteva zile. Și cei care au sănătate și... Dar nemulțumiți cu viața lor. Ar vrea să o întrerupă. Multă nemulțumire pe fața pământului. Nemulțumiți cu mâncare. Avem mâncare. Suntem nemulțumiți. Da. Nemulțumiți. Nu mai mâncăm mâncarea care am făcut-o astăzi și să mai mâncăm mâine. Nu mai mâncăm. Am predicat prezentarea aceasta sâmbătă și mama mea s-a uitat la mine că știe că și eu sunt așa. Nu mănânc pâinea tare, dar nu mănânc. Și mama s-a uitat și a dat din cap și i-am spus, așa e, mamă. Da, și eu greșesc. Iartă-mă, Doamne. În timp ce în Venezuela salariul unui muncitor este de 5 dolari pe lună. 5 dolari pe lună. Iar o lipie din aceea subțire care se pune șaurma în ea, deci dacă priviți prin ea se vede dincolo, foarte subțire, se mai cumpără de la magazine, de la Mercado, costă 2 dolari. Deci cu un salariu de 5 dolari ai putea să cumperi 2 lipii și să mai rămâne pentru o jumătate de lipii cu care nu te saturi. Și noi suntem așa de sătui și nemulțumiți. Nu suntem mulțumiți. Am ascultat o experiență. Spune că Domnul i-a pus pe inimă unei surori să viziteze un bătrân
din satul ei, care nu mai avea pe nimeni și era așa de sărac și bătrân. An de zile nimeni nu mai călcase pragul. Și Domnul i-a pus pe inimă ca această soră să facă în fiecare miercuri plăcinte și să-i ducă la omul acesta. Și când a ajuns miercuri la omul acesta, într-o miercuri, când a văzut-o omul că îi calcă pragul, a început să plângă cu amar și plângea. Iar când sora a deschis pachetul acela cu plăcinte, când le-a văzut, plângea omul în hohote și mulțumea din toată inima, mulțumesc din toată inima. Aproape că nu putea să mănânce de atâta plâns. Și sora a stat lângă el să mănânce și s-a bucurat împreună cu el. Și a spus, vin și miercuri, în fiecare miercuri voi veni. Miercurea următoare a venit din nou și cu plăcintele proaspete acolo și omul a salutat-o politicos, a intrat, a mâncat din plăcinte și i-a mulțumit. Mulțumesc frumos pentru plăcinte. Următoarea săptămână, da, miercuri, din nou femeia cu plăcinte, omul începe să mănânce, mai să uită să și mulțumească și într-un târziu uitase, mulțumesc pentru plăcinte. A patra săptămână, iar miercuri, ajunge din nou femeia și după ce omul mănâncă prima plăcintă, spune, dar plăcinta aceasta nu are zahăr. Nu are zahăr. Nemulțumit. Aceeași compoziție. Omul nemulțumit. Și femeia parcă este străpunsă în inimă și cu lacrimi în ochi merge acasă. Dar săptămâna următoare, miercurea următoare, nu poate să mai ajungă la om pentru că are o problemă gravă în familie și decide să meargă miercurea următoare. Iar miercurea următoare, când ajunge la casa bătrânului sărac, omul cum ajunge femeia, o și ia din prag și începe să țipe la ea. De ce n-ai venit? Te-am așteptat. De ce n-ai ajuns? Trebuia să-mi aduci plăcintele. Parcă aveam un contract cu ea și da. Oameni nemulțumiți. Oameni buni, aceștia suntem noi, să știți. Oameni nemulțumiți. Cât a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi? Și noi suntem așa de nemulțumiți. Ba că nu are zahăr, ba că e prea sărat, ba că e... nu ne convine nimic. Iar Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui pe pământul acesta. Să ne curețe de păcatul acesta și să ne împece cu El. Oameni nemulțumiți și în biserici, nemulțumiți de frații care predică. Sunt unii care nu urcă la amvon să predice. Ei doar stau pe scaun sau în bănci cu carnețelul și notează greșelile sau fac clasamentul care prezintă mai bine, care mesaj a fost mai bun și care, și țin golaverajul acolo și acela e cel mai bun, celălalt nu e și ia uite cum i-a stat cravata acum, da, și oameni care țin golaverajul și clasamentul. Aș vrea să le spun ceva acestor oameni. Doar jucătorii vor primi cupa. Nu suporterii, oameni buni. Cei care faceți clasamentul, veți rămâne pe afară. Strig din toată inima înaintea dumneavoastră. Lăsați notițele și carnețelele și intrați pe teren. Pentru că jocul a început de mult. Vă chem în numele Mântuitorului meu scump. Fiți titulari în echipa lui Iisus Hristos. Noi știm că lupta deja a fost câștigată la cruce. Vă chem în această seară să lăsăm nemulțumirile noastre. Să le lăsăm și să fim oameni mulțumitori.
cu ceea ce avem. Dacă avem o casă, fie ea și săracă, sărăcăcioasă, să ai unde să-ți pleci capul. Dacă ai cu ce te îmbrăca și ai ce mânca, este destul. Deja intri în rândul celor bogați. Mulți ar dori să aibă ce ai tu și nu au. Iar dacă totuși vrei să fii nemulțumit, atunci mi-ar place să fim nemulțumiți pentru starea în care suntem. Da, așa ar fi bine să fim nemulțumiți. Sunt nemulțumit că sunt un om păcătos. Doamne, vindecă-mă de păcatul acesta, de pata aceasta murdară și ajută-mă, Doamne, să fiu curat. Sunt nemulțumit că păcătuiesc înaintea Ta și nu mai vreau, Doamne, să păcătuiesc. Vreau să fiu un om curat pe care Tu să te bazezi. Ajută-mă, Doamne, să fiu mulțumit cu ceea ce-mi oferi Tu și să cred din toată inima că totul vine de la Tine. Aș vrea să închei cu un text din Efeseni, capitolul 5, versetul 20. Spune așa: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumiți când? Totdeauna. Pentru ce? Pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, îți mulțumim din toată inima pentru că prin valea aceasta a umbrei morții Tu niciodată nu ne-ai scăpat din vedere și ai călătorit pas la pas împreună cu noi. Ai bătătorit drumul acesta ca noi să vedem pașii Tăi, iar călcând pe urmele Tale să ajungem acasă. Ajută-ne, Doamne, să nu mai fim nemulțumiți și să fim mulțumiți. Iar când vom ajunge acasă în împărăția Ta, să fim cu familiile noastre și cu cei dragi ai noștri, cu vecini, și să scântăm cântarea aceea minunată, cântarea lui Moise și cântarea mielului. Să strigăm de bucurie și să-ți mulțumim din toată inima pentru tot, pentru că meriți, Doamne. Apel în seara aceasta, dacă până acum ai fost nemulțumit și Dumnezeu ți-a dat sănătate, este păcat. Dacă până acum ai fost nemulțumit și ai avut pâine pe masa ta, este păcat. Ai fost nemulțumit și ai avut cu ce să te îmbraci, este păcat. Ai fost nemulțumit și ai avut un acoperiș unde să-ți pleci capul, este păcat. Ai fost nemulțumit și ai familie în timp ce alții nu au familii și plâng râuri de lacrimi, curg, este păcat. Ai avut mâncare în timp ce alții nu au mâncare. Este păcat. Nu uitați, așa cum am spus la început, Tatăl nemulțumiților nu este Domnul, ci este altul. Este îngerul acela care a căzut din cer, pentru că nu a fost mulțumit printre îngerii lui Dumnezeu în cerurile înalte. El nu a putut sta mulțumit acolo, în timp ce Iov a rămas statornic și mulțumit înaintea lui Dumnezeu pe o grămadă de cenușă. Te chem în această seară să lași nemulțumirile, să nu mai cârtești cum a făcut-o poporul Israel pe tot parcursul, traseul acela de la Egipt la Canaan, ci să mulțumești neîncetat lui Dumnezeu, pentru că bun este. La aceasta să ne ajute Domnul pe toți. Amin.
Aș vrea să ne plecăm în rugăciune și în această seară. Și aș vrea să ne rugăm și pentru frații care au probleme. Aș vrea să vă uniți cu mine în rugăciune prin aminurile dumneavoastră pe care le veți trimite aici. Da. Tatăl nostru care ești în ceruri, în aceste momente îți mulțumesc din toată inima mea, pentru că din nou Duhul Tău cel Bun și Sfânt a fost aici. A călăuzit acest cuvânt și fă, Doamne, ca mesajul acesta, intrând în casele oamenilor, să atingă inimile, iar inimile și oamenii și tot ce este atins să se întoarcă la Tine. Te rog din toată inima să dai putere, Doamne, iar acest mesaj să prindă putere mare, iar acolo unde va intra, să zdrobească tot și să ne facă să devenim oameni mulțumiți din nemulțumiți și să ne pregătim pentru cer. Îți mulțumesc de asemenea, Doamne, pentru cei care ne-au urmărit în această seară. Ajută, Doamne, ca inimile noastre să vibreze de mulțumire, să-ți aducem slavă, cinste și onoare, pentru că ai dat pe singurul tău fiu să moară pentru noi, ca noi să ne împăcăm cu tine și să avem viața veșnică. De asemenea, aducem înaintea ta, Doamne, în această seară, pe frații care au probleme, fratele Emanuel, acolo în Germania, care urmează să primească, să fie operat. Te rog din toată inima, atinge-te de el acolo. Bă, Doamne, ca să nu aibă teamă, să știe că Tu ești la cârma vieții lui și că Tu vei conduce prin mâna medicilor și omul se va întoarce acasă, la familie și la satul lui și la biserica lui, să fie o mărturie vie, iar mulți frați să se întoarcă la Tine. De asemenea, te rog, Doamne, și pentru fratele presbiter din Spania care are probleme. Te rog din toată inima, atinge-te și de el. Fă o minune, Doamne. Noi nu cunoaștem planul Tău cu el, dar ne dorim din toată inima să fie vindecat în numele Tău. Privește cu milă și îndurare spre el. Întărește familia care este zdrobită. Și ajută, Doamne, ca vindecare, dacă este voia Ta, să cadă peste el. De asemenea, te mai rog și pentru fratele Mircea, care suferă și are probleme grave, grave de tot. A fost un om care s-a zbătut pentru lucrarea Ta, dar boala aceasta l-a răpus la pat. Te rog din toată inima, ai milă de el. Dacă Tu nu ai milă, nimeni nu are milă, Doamne. Dar știu și cred din toată inima că Tu în momentele acestea plângi pentru ei și suferi cu cei ce suferi. Ai milă, Doamne, de oamenii aceștia. Atinge-te de ei și vindecă-i, ca să putem să strigăm că brațul Tău puternic vindecă și în zilele noastre. Fă o minune cum ai făcut cu sora aceea care ai oprit scurgerea de sânge și atinge-te, Doamne, de oamenii aceștia. Te rog din toată inima, ascultă rugăciunile noastre și a celor ce se vor ruga în continuare pentru frații aceștia. Poate că mai sunt și alții pe care nu-i știm, alți frați. Răspunde, Doamne, celor ce suspină și gem și plâng pentru ei. Ne încredințăm viețile în mâna Ta și vrem ca numele Tău de Tată să fie slăvit pe pământul acesta, dar și în împărăția Ta de noi toți. Amin. Mă bucur foarte mult că în această seară am fost într-un număr așa de mare, da? Dau slavă lui Dumnezeu. Pentru săptămâna care vine avem o promisiune, cineva va fi în mijlocul nostru. Îmi doresc din toată inima să ajungă.
o soră care a fost în biserica noastră, dar s-a depărtat de Domnul în lumea aceasta foarte inteligentă și a ajuns de la jurnalism, a ajuns în Statele Unite, în Los Angeles, la Hollywood, să fie acceptată de acei care regizor pentru film, da, să scrie filme. Și anul trecut a avut o experiență cum Satan a venit la ea și i-a spus că vei avea faimă, vei avea glorie, bani. Nu mai închină-te înaintea mea și lasă-mi sufletul tău. Și atunci fata și-a adus aminte din tinerețea ei că acesta nu e Domnul Iisus Hristos și e Satan. Și a strigat la Domnul și Satan i-a spus, vei muri în noaptea aceasta. Dar nu vorbesc mai mult, lasă-ne spună această soră săptămâna care vine. Rugați-vă ca ea să poată ajunge la noi și să spună mărturia ei înaintea noastră. Vă las cu pacea Domnului Iisus Hristos, rugați-vă unii pentru alții și să facă Domnul ca să ne întâlnim joi din nou. Joi voi fi tot eu, pentru că fratele Valeriu are o problemă. Să ne întâlnim cu bine și Domnul să fie cu noi cu toții. Amin.